Bogdan Georgescu, cu ce gând primiți această nominalizare la premiile Radio România Cultural? Mă bucur foarte tare, este o mare onoare să fac parte din acea listă de nominalizări. Mă bucur în primul rând pentru colegii mei actori, unii dintre ei încă studenți la masterat, unii dintre ei deja s-au terminat în vara anului trecut. Sigur, e un moment foarte important pentru toată lumea. Da, mi-am dorit foarte mult ca prin acest spectacol să provocăm o dezbatere, să transformăm spațiul de teatru într-un spațiu de dialog, de negociere și de renegociere a ceea ce înseamnă sistem educațional, mijloace de învățare și de conectare la realitatea de zi cu zi, pe de-o parte și pe de altă parte, cum învățăm să fim parte din realitatea respectivă cu toate noile descoperiri, invenții și mijloace de comunicare și relaționare interumană. Aia aș spune partea activă. V-ați gândit la impactul extraordinar pe care îl va avea spectacolul? Procesul de creație a fost cumva construit pe două componente, una de atelier și de familiarizare a actorilor cu această metodă specifică de lucru și în scopul de a o utiliza ulterior în alte proiecte, iar cea de-a doua componentă a fost construcția propriu-zisă a textului și a spectacolului. Am lucrat foarte mult pe exerciții de improvizație, de relaționare și, în primul rând, de negociere între ei, după care am scris textul și apoi am intrat într-un proces relativ clasic de repetiții și construcția spectacolului. Însă deja foarte multe lucruri de tipul personaje, relații, situații erau stabilite din faza de construcție a textului și faza în care și colegii actori au fost implicați. Lungul turneu, în mai multe etape care s-a făcut cu acest spectacol, a avut influența asupra spectacolului? Spectacolul s-a jucat în 21 de orașe, au fost aproximativ 27 de reprezentanți, fiecare urmată de o discuție cu publicul, la care ne-am dorit să participe atât elevi, cât și părinți și profesori, adică toate părțile implicate în ceea ce se numește procesul educațional. Apropo de impact și faptul că am reușit în urma acestui turneu să construim un manifest pentru dialog, i-am spus noi, un manifest care este însă deschis și poate fi adăugat, modificat, completat în permanență, cred că e o reușită și cred că spațiul de teatru, sala de teatru a câștigat prin acest demers dimensiunea asta de loc de dezbatere și întâlnire pentru a ne dezvolta ca societate. Bogdan Georgescu, vorbeați de atelier, luând ca bază acest spectacol. Vă gândiți, poate cu acest colectiv, poate cu alt colectiv de actori, la o continuare a acestui gen de spectacol? Da, ați intuit foarte bine. Antisocial este un spectacol coprodus de Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu și este în repertoriul Teatrului Național Radu Stanca, în coproducție cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. În urma proiectului Antisocial mi-am propus construcția unei trilogii care se va desfășura în același termen de coproducție. Anul acesta vom construi împreună un al doilea spectacol legat de violența domestică și de actele de violență asupra copiilor în diferite forme, urmând ca în anul 2017 să construim un spectacol privind educația sexuală în România. Premiile Radio România Cultural, Bogdan Georgescu, cum vă raportați la radioul public, la acest canal cultural? Sunteți ascultător? De multe ori am avut onoarea să fiu invitat și să vorbesc despre proiectele mele în cadrul diferitelor emisiuni de la Radio România Cultural. Mi se pare foarte important, mi se pare că singura metodă de supraviețuire și de dezvoltare a unei societăți este prin cultură subvenționată și subvenționarea culturii este singura metodă de asigurare unui standard de calitate a acesteia și mi se pare esențial și tocmai de aceea această nominalizare și faptul că această gală a ajuns deja la 16-a ediție mi se pare foarte important și sunt foarte onorat.